găsit, prieteni, la prima ediție de Fotbal pe Pâine. Astăzi avem un subiect de discuție extrem de interesant. Sportul studențesc revine în Liga 1 după o lungă perioadă și asta îi se datorează lui Mircea Sandu, care reușește datorită relațiilor pe care acesta încă le are la federație să le bage pe sportul direct în primul eșalon al fotbalului românesc. Și asta nu e tot. Același Mircea Sandu a decis să fie el însuși antrenorul acestei echipe, care ia locul Academicii Clinceni, un alt detaliu foarte interesant. Din cauza situației financiare și a datoriilor, formația ilfoveană intră în faliment, lucru care aduce la reapariția sportului studențesc în Liga 1. Fostul președinte al FRF a știut cum să profite de problemele academicii și și-a introdus echipa de suflet acolo unde este locul, după cum spune chiar el la o conferință de prezentare a sa ca tehnician al studenților. Haideți să vedem câteva imagini de la acea conferință. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Gașca nebună își va disputa meciurile de acasă pe stadionul din regie. Mircea Sandu a declarat că s-a ocupat personal de o mică renovare a stadionului, fără ca presa sau altcineva să știe, și a omologat deja arena la UEFA, având mari speranțe că într-un timp foarte scurt echipa va juca în cupele europene. Însă obiectivul studenților pentru acest sezon este evitarea retrogradării. Avem numele jucătorilor sportului cu care aceștia speră să-și îndeplinească obiectivul. Haideți să-i vedem pe fiecare în parte. Pentru poziția de portar, sportul studențesc are trei variante. George Popescu, un jucător de doar 23 de ani, care a mai jucat doar în ligile inferioare. Al doilea portar al studenților este Victor Nogueira. Portughezul are doar 18 ani și este un produs al Benficăi. Un jucător cu un potențial imens, după cum spune Mircea Sandu. Acesta are încredere maximă în jucătorul portughez și speră că în curând va fi jucătorul titular al Naționalei Portugaliei. A treia variantă pe postul de portar este Corneliu Niculae. Portarul român în vârstă de 26 de ani a evoluat până acum doar în Liga a treia la Știința Miroslava. Sportul studențesc dispune de doi fundași stânga, Sebastian Niculae și Decebar Rădăcanu, 22 respectiv 26 de ani. În lotul sportului mai regăsim patru fundași centrali. Gheorghe Baboescu, jucător de 24 de ani, Cătălin Ardeleanu, capitanul studenților, în vârstă de 30 de ani, are cea mai mare experiență din lot, a mai jucat acum câteva sezoane în Liga a doua la Șoimi Pâncota. Valentin Ilie, 26 de ani. Suleiman Sow, jucătorul senegalez, are doar 24 de ani. Este crescut de Everton, pentru care nu a reușit să debuteze. A jucat doar la grupele de copii și juniori. Ghenadie Codreanu și Dumitru Stoica sunt fundașii dreapta ai sportului. Ghenadie Codreanu are doar 18 ani și este un produs al sportului studențesc. Dumitru Stoica, 24 de ani, tot un produs al sportului. Jonas Raes, un mijlocaș belgian de 22 de ani, crescut în România, cu dublă cetățenie belgiană și română. Valentin și Mihail Grigorcea. Valentin are doar 18 ani și nu a jucat până acum niciun meci la profesioniști. Fratele său, Mihail Grigorcea, are 26 de ani și a mai jucat până acum în Liga a doua la Petrolul Ploiești. Boris Pavlenko, 24 de ani, crescut de sportul studențesc. Petru Mușat, 24 de ani, produs al sportului studențesc. Cătălin Raducanu, 22 de ani, niciun meci la profesioniști. A jucat pentru grupele de copii și juniori ale sportului. Flaviu Movila, 20 de ani, un playmaker pe care Mircea Sandu îl laudă foarte mult, produs al sportului studențesc. Nazim Selami, 25 de ani, jucător din Mali care a mai evoluat până acum la Spartak Târnava și Dinamo Minsk. Viorel Cogâlnicianu, puști de doar 16 ani, crescut de sportul studențesc. Mircea Sandu are mare încredere în el și spune că îl va ajuta să devină unul dintre cei mai buni jucători din România. Cesar Gueira, portughez în vârstă de 30 de ani, adus de sportul studențesc direct din prima ligă portugheză de la Rio Ave. Sergiu Gherea, vârf de atac de 27 de ani. Acesta a evoluat pentru Chindia Târgoviște, pe vremea când târgoviștenii se aflau în Liga a doua, și pentru Metaloglobus. Nicu Florea, un tânăr de doar 17 ani,
joacă pe postul de atacant și este un produs al sportului studențesc. Fotbaliștii sportului sunt în Antalya. Sportul studențesc are programate 4 partide amicale în cantonamentul din Antalya, din perioada 4-11 iulie. Înaintea începerii ligii 1, aceștia au programat primul meci pe 4 iulie, împotriva echipei din Liga 4-a engleză, Scunthorpe United, urmând mai apoi partidele cu Freiburg 2 de pe 7 iulie, TSV Havels pe 9 iulie și Victoria Berlin pe 11 iulie. Sportul studențesc reușește prima victorie în cantonamentul din Antalya. Studenții s-au impus împotriva lui Scunthorpe United în primul amical al verii cu 3-2. Pentru Gașca Nebună au înscris Sergiu Gherea, atacantul de 27 de ani, în minutele 21 și 55, și portughezul de 30 de ani, Cesar Gueira. Următorul amical pentru sportul studențesc va fi cu Freiburg 2 pe 7 iulie. Sportul studențesc reușește a doua victorie în cantonamentul din Antalya. Studenții au reușit ieri să învingă echipa a doua a celor de la Freiburg cu scoruri de 3-2. Pentru Gașca Nebună au înscris Sergiu Gherea în minutele 35 și 63 și puștiu de doar 17 ani Nicu Florea în minutul 89. Următorul meci al studenților este programat pe 9 iulie. Aceștia vor da piept de TSV Havels, echipa din Liga a 3-a din Germania. Remiză în al treilea amical al verii pentru sportul studențesc. Sportul studențesc a remizat ieri 9 iulie, scor 3-3 cu TSV Havels. Pentru studenți a înscris o dublă puștiul Nicu Florea în minutele 50 și 57, ajungând la al treilea gol în acest turneu de pregătire. Celălalt gol al Găștii Nebune a fost marcat de Valentin Grigorcea, un alt puș de doar 18 ani, reușind să înscrie minutul 22 la debutul său pentru sportul. Celelalte rezultate a sportului în acest turneu, victorie 3-2 împotriva lui Scunthorpe United și victorie 3-2 împotriva lui Freiburg 2. În cele 3 meciuri disputate în acest turneu amical, sportul studențesc a reușit să înscrie de 3 ori în fiecare meci. Pentru studenți mai urmează un singur meci, care va avea loc pe 11 iulie, împotriva celor de la Victoria Berlin. Sportul studențesc pleacă neînvinsă din cantonamentul din Antalya. Echipa antrenată de Mircea Sandu a reușit să învingă pe Victoria Berlin cu 1-0 în ultimul amical al verii. Studenții se declară pregătiți pentru debutul ligii 1. Gașca Nebună a reușit să câștige prin golul lui Pavlenko, marcat în minutul 34. Mijlocașul Boris Pavlenko reușește așadar să înscrie pentru prima dată în tricoul sportului studențesc. În acest turneu de pregătire, vârful de atac Sergiu Gherea este golgheterul sportului studențesc. Acesta a reușit să înscrie de 4 gori în cele 4 partide disputate în Antalya. Puștiu Nicu Florea are și el 3 reușite, în timp ce tânărul Valentin Grigorcea, Boris Pavlenko și Cesar Gueira au câte un gol. 3 victorii și un egal scot cei de la sportul în acest cantonament. Mircea Sandu se declară mulțumit de elevii săi și face o declarație măreață. Acesta spune că elevii săi au forța să se lupte la play-off. Sportul studențesc va debuta în Liga 1 pe 18 iulie împotriva celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Meciul se va disputa la Sfântul Gheorghe, pe noul stadion al celor de la Sepsi. Partida va fi în direct pe canalele Fotbal pe Pâine, de la ora 20.